Un grav accident rutier s-a produs joi 28 noiembrie în jurul orei 9:30 pe DN3 în zona Canton. Două autoturisme au intrat în coliziune frontală, iar în urma impactului o mașină a ricoșat într-o autoutilitară staționată în zonă. În autoturismele implicate în accident se aflau 5 persoane, iar 3 dintre acestea au suferit răni grave. Toate cele 3 victime erau femei, acestea fiind preluate și transportate de urgență la Spitalul Județean Călăraș de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță și echipajele SMURT. În cursul acestei dimineți, în jurul orei 9:30, pompierii militari din cadrul detașamentului de pompieri Călăraș au fost solicitați să intervină în zona Canton din județul Călăraș la un accident rutier produs în urma coliziunii între două autoturisme. În cele două autoturisme se aflau 5 persoane, dintre care au rezultat 3 victime. Cele 3 victime sunt toate femei, 2 dintre ele au fost preluate de către echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță, iar o a treia de către pompierii SMURT. Una dintre victime era inconștientă și prezenta o plagă frontală de circa 7-8 cm. A doua victimă, femeie conștientă, prezenta mai multe traumatisme, iar cea de-a treia victimă preluată de echipaj de prim ajutor SMURT este o femeie conștientă care prezenta leziuni la nivelul coloanei. La fața locului a fost și o auto specială de descarcerare, care însă nu a intervenit nefiind cazul. Circulația a fost pentru foarte puțin timp întreruptă în zonă, respectiva bandă. Toate cele 3 victime au fost transportate la cea mai apropiată unitate spitalicească, anume la Spitalul Județean de Urgență Călăraș.